Am revenit, dragi prieteni, în direct aici cu dumneavoastră, cu invitații mei din această seară, Maria Pană, Crinu Spătaru, Cristina Constantinescu și Nicu Sianu. Am avut puțină pauză de publicitate și continuăm cu unde rămăsesem, cu povestea doamnei Maria Pană. Ne spunea că a avut o perioadă în care a întrerupt activitatea artistică. De ce și pentru ce? Pentru că viața uneori pregătește altceva pentru noi. Și pentru că doar atunci când suntem cu adevărat pregătiți, putem să realizăm ceea ce dorește sufletul nostru. Așa că vreau să-i mulțumesc pe această cale unei colege de serviciu care m-a ajutat să refac acest drum, care s-a fragmentat, da, să recunoaștem la un moment dat, și care m-a trimis la o doamnă profesor, Cornelia Voica, de la noi din Pitești, care îi mulțumesc foarte mult pentru că este deschizătorul meu de drumuri. De drumuri pe acest segment. Da, pe acest segment, exact. Și de aici am început să se noade celelalte lucruri așa ușor, ușor, să meargă șnur, mai bine spus. L-am cunoscut pe colegul meu la serviciu, pe Crinu, și poate nu întâmplător ne-am cunoscut. El este cel care m-a ajutat să continui acest drum, m-a sprijinit, mi-a fost aproape din toate punctele de vedere, și vocal, și ca și prieten. Noi suntem foarte buni prieteni de familie și mi-a scris cântece. M-a sprijinit și m-a ajutat într-un mod în care poate doar un om cu suflet mare ar putea o face, pentru că nu mi-a fost ușor să pornesc pe acest drum, recunosc. A fost un pic, m-am simțit un pic ciudat, așa, dar oare chiar trebuie să fac asta acum? Deși sufletul ăsta îmi cerea, vă spun sincer. De aceea... ce făceați dumneavoastră sau nu vreți să... Mi-am continuat școala, normal, m-am căsătorit, mi-am terminat studiile. A fost o viață absolut normală. O viață absolut normală, asta pot să spun. Dar ați întrerupt cariera artistică la un anumit, la o anumită perioadă? La 15 ani. Mai precis. Deci începuseți... La 15 ani. De pe la 8-9 anișori, așa mi-amintesc, doamna învățătoare, trebuie să-i mulțumesc doamnei învățătoare Udroiu, care este vecină acolo cu mine în sat, la Golești. Dumnezeu, ei s-a ocupat de mine și mă trimite la diverse concursuri și mergea alături de mine și mama mea, bineînțeles. Totul este relativ în viață. Niciodată nu poți să fii sigur de ceva. E bine că ați reușit să regăsiți acest drum. Exact, frumos. Exact, așa este. Cu ajutorul celor dragi, pentru că altfel nu se poate. Dacă nu aș fi avut sprijin, vă spun sincer că nu aș fi făcut acest lucru. Și iată că Dumnezeu nu ne trimite oameni întâmplător în calea noastră. Nu. Da, este adevărat, așa este. Și mă bucur că ați revenit la cântec, pentru că este frumos și într-adevăr îți dă niște satisfacții interioare foarte mari. De multe Sigur. Ori poate lumea crede că noi, cei care cântăm, urmărim numai satisfacțiile financiare, dar nu este așa. Nu, absolut nu deloc. Nu este în toate cazurile așa. Dacă nu ai... cum să spun eu, dacă nu ai dăruirea în suflet și satisfacția sufletească pentru ceea ce faci în muzică, nu poți să exprimi cu adevărat ceea ce cânți, ceea ce arăți publicului, pentru că dacă o faci numai pentru bani sau pentru alte foloase materiale, lucrul ăsta se simte la un moment dat. Așa este. Eu vreau să vă spun că am tot cochetat în această perioadă de pauză, să spun așa, cântând pe la diferite petreceri între noi, prietenii, la nunta soră-mii, de exemplu, sau, știu eu, cu diverse ocazii, dar vreau să vă spun că niciodată nu a dispărut această pasiune din suflet și trebuie să recunosc că lucrurile trebuiau făcute cu seriozitate.
dacă au fost cândva începute, trebuiau terminate cu seriozitate. Adică trebuie să te ocupi așa cum trebuie, din toate punctele de vedere, vocal, vestimentar și așa mai departe. V-am spus, colegul meu este aici și poate să confirme, nu știu cât de ușor i-a fost să mă suporte, aș putea spune, pentru că, da, nu a fost nici pentru mine foarte ușor să apar dintr-o dată, știți, nu știam exact ce presupune, ca să spun așa, în totalitate. Ați apărut și o faceți foarte bine și vă felicit pentru asta. Crinu, iată că... Voiam să mai adaug ceva, dacă nu îmi cer scuze. Am uitat să adaug că mulțumesc pentru aceste piese tarafului Frații Cazanoi. Foarte mult pentru... Îi salutăm și, da. Și noi. Am avut și eu la un moment dat o colaborare cu Cezar Cazanoi și îl salut și mulțumesc pentru colaborarea frumoasă pe care am avut-o de foarte mulți ani, atunci când și eu eram la început de drum și a venit, el era deja foarte cunoscut și apreciat instrumentist și l-am într-un videoclip cu mine la o piesă. Niște instrumentiști foarte talentați. Crinu, așa cum spuneam, iată că tu, pe lângă faptul că ai grijă așa cu minuțiozitate de cariera ta, ai grijă și de oamenii apropiați și de oameni dragi, nu ții numai pentru tine talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Să știi că am încercat să împart cu ambele persoane prezente, atât cu Maria cât și cu Cristina, din experiența pe care eu am căpătat-o până în acest moment. Dar trebuie să recunosc că există un material foarte bun la bază, ambele sunt foarte talentate, ambițioase și binecuvântate de Dumnezeu să cânte și să dăruiască oamenilor din sufletul lor. Foarte frumos. Deci, în proporție de 90% li se datorează ceea ce sunt astăzi. Foarte frumos, vă felicit pentru tot ceea ce faceți și mai mult pentru spiritul acesta de colegialitate și de respect. Mai încurc vorbele că sunt puțin nedormit de vreo 2-3 zile. Știm cu toții că e foarte greu să pornești pe acest drum în momentul în care nu cunoști pe cineva anume. Eu aici de față nu am avut sprijinul cuiva în momentul în care am pornit pe acest drum. Dumnezeu a aranjat lucrurile de așa natură în cariera mea, încât să am niște porți deschise de la oameni de la care nu mă așteptam. Și m-am gândit că pentru ele ar fi mult mai util dacă ar avea pe cineva aproape, care cât uși de cât mai cunoaște această lume și le poate da un sfat, zic tu, eu, constructiv. Mai, știu că la un moment dat realizai și tu emisiuni de folclor, mai realizezi? Exact până să înceapă această pandemie, până în 2019 am realizat emisiuni de folclor. Pe urmă s-a oprit colaborarea noastră tocmai din cauza acestei năpaste, ca să-i spun așa, nenorociri. Dar a fost de bun augur cumva. Știi de ce? Pentru că am avut mult mai mult timp să mă ocup de partea profesională și de cântecul pe care să-l șlefuiești, să-l aduc în fața telespectatorilor. Da, foarte frumoase melodiile pe care le-ai realizat. Tu cu cine ai colaborat la... am înțeles că tu faci textele. Majoritatea textelor sunt realizate de mine, atât ca text cât și linie melodică. Am colaborat pentru acest album și cu 4 textieri. Este vorba de Ștefania Vasile, care trăiește în Italia. O salut și mulțumesc din suflet pentru colaborare. 2 cântece de pe acest album sunt scrise de dumneaei. Ani Drăgoianu, de asemenea, are o contribuție pentru un cântec de pe acest album. Și colega mea de față, Maria Pană. Să știi că ea este modestă, dar eu o să spun că ea scrie niște poezii extraordinar de frumoase. Și o să-ți povestească ea, pentru că am deschis subiectul, o să-ți povestească mai mult despre acest lucru. Dar vreau să spun că toți acești oameni pe care îi întâlnesc de-a lungul timpului și pe drumul acesta profesional îmi sunt aproape și simt că nu sunt aproape doar din interes sau așa fățarnic cumva, ci cu sufletul. Și asta este foarte important. Este foarte important să ne înconjurăm de oameni care interacționează cu noi chiar așa din suflet, pentru că
Dacă nu ești înconjurat de oameni care să-ți creeze o vibrație pozitivă, lucrurile nu merg în sensul care trebuie și îți pierzi timpul stând să anihilezi anumite lovituri sau neconcordanțe. Și atunci când găsim oamenii cu care rezonăm foarte bine, este un lucru foarte important. Și trebuie apreciat și avut grijă de el, să nu se strice. Da, să știi că Bunul Dumnezeu aranjează cumva lucrurile în viața fiecăruia și cred că îi trimite în cale oamenii pe care îi merită la un moment dat. Să știi că și de la cei mai puțini binevoitori avem ce învăța. Și poate că uneori o cădere sau anumite vorbe spuse fără rost sau din răutate te pot întări atât de tare încât să mai urci o treaptă, atât profesional cât și personal, de ce nu? Da. Foarte frumos ai spus, Crinu. Acum eu aș vrea să ne mai bucurăm puțin de cântecele tuturor, pentru că telespectatorii sunt convins că abia așteaptă să vă audă din nou cântând. Haide să îi ascultăm, dragii mei, și ne cerem scuze că nu luăm toate telefoanele care sună în direct. Am 4 invitați și îmi doresc să mai stăm câte un pic de vorbă, dar încercăm în partea după ce cântă să mai luăm telefoane. Muzica, băieții! Apare luna-n voi.
de-o viață. Ți-am dat inima doar ție, că doar sunt a ta, Mărie. Dar gurița te cam strică. Măi nevastă, tacă-ți gura,
că prea mult întregi măsura. Dacă zbura, ține minte, bărbatul merge înainte. Măi, nevastă, dacă zbura, că prea mult întregi măsura. Dacă zbura, ține minte, bărbatul merge înainte. Aceste melodii interpretate de invitații mei, trebuie să spunem că melodiile interpretate de Nicu Sianu sunt din repertoriul maestru Ion Surucean. Și îi mulțumim pentru faptul că lasă cântecele să le cânte tinerii interpreți, șlagăre foarte frumoase. Aș vrea să vă întreb, cântați în, tu, Nicu, ești în vreo formație, în ceva, sau mergi doar așa individual și cânți la evenimente? Da. Într-o formație nu, cânt cu prietena mea bună, Maria. De altfel, ea m-a și îndrumat, să zic, acum pe drumul acesta. Eu v-am spus, cânt de mic copil, însă n-am avut posibilitate să fac ceva în privința asta, să merg mai departe. Cântam doar la baluri, în coruri, apoi am crescut și acum ceva timp am cunoscut-o pe Maria, care m-a îndrumat să m-a ascultat, i-a plăcut foarte mult și m-a îndrumat să merg pe drumul acesta. Și îi mulțumesc pe această cale pentru tot ce face pentru mine, că mă ajută, mă sprijină și mă încurajează mereu, și Crinul de altfel, și el mă ajută foarte mult. Cum spuneam mai devreme, că le-a ajutat pe Cristina și pe Maria, și pe mine mă ajută mult, sfaturi, vorbesc cu el, mă sfătuiește ce să fac, cum să fac, ne sfătuim, suntem prieteni și sper să rămânem așa în continuare. Ce frumos! Aveți o legătură toți patru. Eu acum realizez, de fapt am văzut că sunteți la început, dar acum îmi dau seama că aveți o legătură așa de înțesată de prietenie între voi toți și este un lucru minunat. Mă bucur că sunteți așa. Așa este. Așa este. Este un tânăr minunat, pot să adaug. Are talent și chiar l-am încurajat așa cum și eu, la rândul meu, am fost îndrumată și încurajată. Foarte, foarte până bine. La urmă, cine leagă este tot cântecul. Vezi, da. Drumurile noastre oriunde ar merge să opresc sau duc tot la cântec. De altfel se întâmplă și în această seară, pentru că este o deosebită plăcere să te revedem
Emil, și încă o dată te felicit pe tine și întreaga echipă pentru tot ceea ce realizați. Știu că nu este o muncă ușoară, munca de televiziune, și faptul că voi reușiți să treceți cumva această sticlă și să ne oferiți nouă posibilitatea de a intra în casele tuturor iubitorilor de cântec popular, asta nu poate fi decât înălțător. Mulțumim pentru cuvintele frumoase, Trinu. Bag seama că ați ajuns cu toții la o împlinire așa sufletească și prin faptul că faceți ceea ce vă doriți din punct de vedere muzical și drumul merge înainte. Proiecte de viitor, așa, v-ați în afara de... Da, Crinu, vrei să spui ceva? Te ascultam cu atenție și aș fi vrut să spun faptul că vezi tu, până la urmă, tot ce ți-e scris în frunte ți-e pus, că e o vorbă românească, și dacă Dumnezeu dorește să-ți facă loc pe acest drum și să te impulsioneze cu ajutorul altor oameni din jurul tău, cu siguranță vei face acest lucru și vei continua și se vor lega lucrurile, exact cum ai spus și tu, într-un mod cursiv. Pentru că asta se întâmplă acum în viața fiecăruia dintre noi. Da. Oamenii care ne urmăresc de acasă, ce trebuie să știe pentru participarea la evenimente? Activați, aveți formații cu care mergeți la evenimente sau mergeți doar cu programul? Și asta e valabilă pentru toată lumea, întrebarea. Până adică acum, cei care își doresc să o aibă la un eveniment, în viața dumnealor, la un spectacol, la un, mai știu eu ce, la orice fel de eveniment cultural, artistic și privat de petrecere, mergeți cu program sau aveți și formații cu care mergeți, trupe, banduri? Să știi că până acum 2 ani am avut formație cu care mergeam la evenimente, însă între timp drumurile noastre s-au separat și la majoritatea evenimentelor am participat la program, dar mai colaborez încă cu anumite formații din Pitești. Mi-este foarte greu să mă ocup eu de o formație, pentru că știi foarte bine, ți-am spus și mai înainte că am și serviciu și e un pic complicat, trebuie să stai să te ocupi de aproape de acest lucru. Dacă voi găsi un om care să facă acest lucru în locul meu și să preia frâiele formației, cu siguranță ar fi ideal pentru fiecare dintre noi, că e altfel când te cunoști și ești obișnuit cu oamenii tăi. Dar să știi că nu am avut surprize neplăcute, pe oriunde am mers ne-am înțeles, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că la evenimente rolul nostru este acela de a-i face fericiți și de a le oferi tot ce avem noi mai bun pentru a crea o seară frumoasă. Nu mergem să dovedim nimic. Acolo nu avem nevoie să dovedim nimic. Lucrurile se dovedesc, uite, prin munca pe care o prestezi de atâția ani, prin realizările pe care le faci din punct de vedere profesional, prin înregistrările pe care le faci, la concursurile la care ai participat. Acolo e datoria ta, este să-i faci pe oameni fericiți și toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Spuneam că n-am avut neplăceri și mă bucur din suflet să văd că oamenii au înțeles majoritatea despre ce este vorba. Inclusiv mă refer la oamenii cu care colaborăm pentru prima dată, pentru că vezi o formație pentru prima dată, nu a pus să faci o repetiție sau ceva înainte și atunci trebuie să te omogenizezi cumva. Dar când întâlnești profesioniști, cu totul decurge de la sine. Da. Doamna Maria? Și, apropo, scuză-mă, mai vreau să mai adaug un lucru. Pentru evenimente, cred că fiecare dintre noi avem pagină de Facebook, de YouTube, de Instagram, TikTok, tot acolo ce există. Acolo vă găsesc acum. Oamenii, pot să ia legătura, da, cu fiecare dintre voi. Doamna Maria, dumneavoastră? Eu vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă urmăresc pe Facebook, nu numai pe plan muzical, ci și din punct de vedere al literaturii, pentru că, așa cum am spus și colegul meu, eu scriu și poezii, și tuturor celor care mă caută și mulțumesc pentru ceea ce fac. Referitor la întrebarea noastră, da, am mers la program. De asemenea, am un serviciu și eu. Eu sunt colegă de serviciu. Suntem colegi de serviciu, de birou. Da, exact. Deci stăm de adică urmă ne suportăm unul pe celălalt în fiecare zi. Da, așa este. Glumesc, bineînțeles, pentru că Maria este o colegă deosebită și știe că o iubești și că o prețuiesc mult.
Mulțumesc, și pe ea și familia ei, pe Bogdan îl salut, pe fratele meu, că eu așa îi spun, și pe nepoata Carina. Da, așa este. Deci lucrurile sunt cam așa momentan. Nu am colaborat cu o formație. Am înțeles. Deci cei care doresc. Dar intenționează. Da. Pentru că trebuie să dau din casă. Există ceva tratative cu o formație din Pitești, dar sperăm să se și finalizeze în curând. Da. Eu vă doresc succes în tot ceea ce vă doriți să faceți. Tu, Cristina, mergi la evenimente, la anunț sau la astea, sau cânti deocamdată doar pentru... Pot spune că fac parte dintr-o formație. Iauzi! Surprize! Da, dar nu am apucat să mergem la un eveniment din cauza pandemiei, dar sperăm că vom putea să mergem după ce se mai calmează toată situația. Să știi că o să fie ceva inedit, pentru că va fi o formație de fete. Da. Fata și fetele cu care ea colaborează, una dintre ele este solistă la orgă. Da, solistă. Da, eu sunt instrumentistă, asta vreau să spun, cântă la orgă. Va mai avea, cred că, și o fată la vioară și vocal va fi ceva inedit. Deci, pentru... stai să ne înțelegem, că nu prea... Deci tu o să cânți cu vocea sau la orgă? Vocea. Cu vocea. Fata cu care colaborează, tu cântă la orgă. Cu vocea, fata cealaltă cu orgă, deci o să fiți o formație de fete. Da. Abia așteptăm să vă vedem și să veniți și aici direct la noi. Da, am aici repede. Nicu, tu mergi la evenimente? Eu deocamdată am mers doar așa, în grupuri de prieteni, în familie, încă n-am mers la evenimente. E păcat, să știi că ai o voce foarte frumoasă și îți doresc succes. Când? De acum încolo să... Mulțumesc frumos! Să evoluezi și oamenii să te invite la evenimente, pentru că cânti foarte frumos. Am fost împreună, să știți, la un eveniment și chiar am cântat inimile oamenilor de acolo cu vocea lui. Foarte. Sunt convins, pentru că l-am văzut aici, a cântat foarte bine. Mai avem un singur minuțel, nu știu cum să-l împart. Dacă vreți să salutați pe cei de acasă, pe... Să împărțim așa, îți mulțumim pentru invitație, pentru primirea frumoasă de care am avut parte, să știi că ne-am simțit foarte bine în cadrul emisiunii tale. Le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit, ne urmăresc, ne iubesc cântecele și vă urmăresc pe voi ca televiziune și ca emisiuni pe care le realizați. Toate cele bune vă dorim, să aveți o seară minunată, să aveți un an nou fericit, împlinit, îmbelșugat, liniștit, cu sănătate și cu cei aproape lângă dumneavoastră. Da, repede, doamna Maria. Eu mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc, îmbrățișez pe toți prietenii și cu Dumnezeu înainte, să avem o lume mai bună, poate anul viitor. Doamne ajută! Le mulțumesc telespectatorilor. Așa, emoțiile. Pentru că ne-au fost alături și vreau să-mi îmbrățișez familia și prietenii. Și eu la fel mulțumesc tuturor telespectatorilor, mulțumesc familiei care mă susține necondiționat și tuturor. Și eu vă mulțumesc din suflet pentru seara asta frumoasă. Vă doresc succes în continuare și numai bine, să ne revedem cu toții, să fim sănătoși și bucuroși, așa. Dragi prieteni, încă o dată mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în această seară minunată. Încă o dată îmi cer scuze pentru faptul că nu am luat telefoane în această seară, atât am luat 2-3 ca să fie ok, cum se spune, dar având mulți invitați, am zis să le dăm posibilitatea să... Au venit de la drum lung și am zis să le dăm posibilitatea să vorbească mai mult și să ne cânte. Mulțumesc din suflet! Emil Badea vă pupă și vă îmbrățișează și rămâneți pe EMI-TV. Seară frumoasă! Zice mama într-o seară, hai băiete și te-n soară, să-ți facem nuntă la vară, să-mi rămână casa goală. Că sunt fete multe în sat și tu stai neînsurat, că sunt fete câte vrei, numai tu umbli holetei. Ce mă fac o măicuța? Eu zic nu, ea zice da. Că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate.
ce mă fac o măicuța? Eu zic nu, ea zice da, că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Mândruță, dar tata m-a învățat ca să nu mă leg la cap. Mi-a mai spus tăicuța-l meu să mai stau un pic flăcău, multe fete să iubesc până când mă hotărăsc. Ce mă fac o măicuța? Eu zic nu, ea zice da, că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Ce mă fac o măicuța? Eu zic nu, ea zice da, că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Lasă mamă, nu o da zor, că vreau să mai stau fecior, că dacă m-aș însura, mândrele mor blestema. S-o ruga la Dumnezeu să rămân tânăr mereu, pe toate să le iubesc, să nu mai îmbătrânesc. Ce mă fac o măicuța? Eu zic nu, ea zice da, că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Ce mă fac o măicuța? Eu zic nu, ea zice da, că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Thank you.
pleci și să nu spui, dar am aflat și-am să spun eu pofta cui, cum n-ai visat. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Cineva, știi că n-am să pot uita, nu te-aș ierta. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Mai vrei să știi. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu ce-a fost și nu mai vrei să știi. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Dintr-o mie
departe de inima ta. Chiar de te ascunzi bine, ochii tăi vorbesc cu mine, nu pot sta departe de inima ta. Argeșa, știi, micuță, tu prea bine.